Vicontele de Bragelonne, partea 10. Planchet la rândul său avea și el pe-a lui. Lăsați-i pe alții să facă și tu taci din gură. Din asta rezulta că, după exemplul tuturor marilor genii, cei doi oameni se mândreau intrapectus, adică în sinea lor, de a avea dreptate împotriva tuturor celor ce se spuneau că sunt doi bieți nebuni. Drept început, D'Artagnan porni la drum pe cea mai frumoasă vreme din lume. Fără nori pe cer, fără nori în sufletul său, vesel și puternic, liniștit și decis, neclintit în hotărârea lui și, prin urmare, ducând cu el o doză înzecită din acel fluid nestabilit pe care zidurile sufletești îl fac să țâșnească din împletitura nervilor și care împrumută mașinii omenești o forță și un avânt pe care veacurile viitoare își vor da seama, după toate probabilitățile, într-un chip mult mai matematic decât o putem face noi astăzi. Apucă din nou, ca pe vremurile de altădată, drumul bogat de aventuri care îl duce cândva la Boulogne și pe care îl străbătea acum pentru a patra oară. Aproape că recunoștea prin trapul calului urmele pașilor lui pe caldarâm și acele ale pumnului său în toate porțile hanului. Și memoria lui încă vie și sprintenă reînvia astfel acea veșnică tinerețe care după 30 de ani nu-i dezmințea nici inima largă, nici pumnul de oțel. Ce fire înzestrată din plin de natură, firea acestui om, avea toate pasiunile, toate cusururile, toate slăbiciunile, dar spiritul de contrazicere, propriu inteligenței lui, schimba toate aceste scăderi în merite corespunzătoare. D'Artagnan, grație imaginației lui pururi scotitoare, se temea până și de o umbră, dar, rușinat că îi e teamă, se îndrepta fără șovăire către acea umbră și atunci devenea într-adevăr neobișnuit de curajos. Totuși, de data aceasta, D'Artagnan nu era poate tocmai atât de vesel pe cât ar fi fost dacă ar fi știut că la Calais îl așteaptă câțiva prieteni buni, în loc de a întâlni acolo șleachta aceea de 10 secături. Cu toate acestea, melancolia nu-l vizită mai mult decât o dată pe zi și primi în schimb totul cam vreo 5 vizite ale acestei zeițe înainte de a zări marea la Boulogne, fără a mai adăuga că aceste vizite erau de scurtă durată. Dar odată ajuns acolo, D'Artagnan se simți mai aproape de acțiune și orice alt simțământ în afară de acel al încrederii în sine dispăru pentru a nu se mai întoarce niciodată. De la Boulogne o luă de-a lungul coastei până la Calais. Calais era locul de întâlnire cu ceilalți și în Calais dăduse ordinul fiecăruia dintre înrolați să se întâlnească cu toții la adresa hanului la Marele Monar. Acolo traiul nu era prea scump, acolo marinarii trăgeau totdeauna bucuroși, acolo oamenii de spadă, cu platoșă, de piele, bineînțeles, găseau pat, masă, bere, în sfârșit toate plăcerile vieții pentru 30 de băncuțe pe zi. D'Artagnan își propunea să-și surprindă oamenii în plină viață de vagabondaj pentru a-și da seama de la prima ochire dacă se poate bizui pe ei ca pe niște tovarăși de ispravă. Ajunse la Calais spre seară, pe la ceasurile 4:30. Hanul la Marele Monarh se afla într-o străduță paralelă cu portul, fără ca totuși să dea în port. Câteva ulicioare tăiau așa cum treptele taie cele două margini ale scării, cele două mari linii drepte a portului și a străzii. Prin aceste ulicioare nimereai pe neașteptate din port în stradă și din stradă în port. D'Artagnan ajunse la port, apucă pe una din aceste ulicioare și căzu pe neașteptate în fața hanului la Marele Monar. Momentul fusese bine ales și amintea lui D'Artagnan de începuturile lui la hanul Morarul francez la Meung. Câtva marinari care jucau zaruri se luaseră la ceartă și se amenințau unii pe alții cu toată furia. Hangiul, Hangița și doi băieți de serviciu supravegheau cu neliniște cercul acestor jucători înrăiți, în mijlocul cărora încăierarea era gata să se producă dintr-o clipă în alta, prin mânuirea cuțitelor și a satârelor. Totuși, jocul continua. Pe o laviță de piatră stăteau doi vlășgani care păreau că așteaptă pe cineva, cu ochii ațintiți la ușă. Patru mese rânduite în fundul încăperii comune erau ocupate de alți 8 indivizi. Nici cei de pe laviță, nici cei de la mese nu dădeau semne că vor să se amestece în zăzania sau în jocul celorlalți. D'Artagnan recunoscu în acești spectatori atât de reci și de nepăsători pe cei 10 oameni ai lui. Zăzania creștea din clipă în clipă. Orice patimă își are întocmai ca marea fluxul și refluxul ei, care urcă și coboară. Ajuns în culmea furiei, un marinar răsturnă masa dinpreună cu banii ce se aflau pe ea.
masa căzu, banii se răstogoliră pe jos și în aceeași clipă întregul personal al hanului se repezi să culeagă banii. Dar un mare număr de piese albe fură înhățate de alți indivizi care se făcură numai decât nevăzuți, în timp ce marinarii se sfâșiau între ei. Singur, cei doi oameni de pe laviță și ceilalți opt de la mesele din fund, cu toate că păreau absolut străini unii de alții, singuri, spuneam, acești 10 oameni parcă se înțeleseseră între ei să rămână nemișcați în mijlocul acestor țipete de furie și al acelui izor răi de bani. Numai doi se mulțumiră doar să-i îmbrâncească pe bătăușii care se răstogoliră până sub mesele lor. Alți doi, mai pe urmă, văzând tot acest răboi din jurul lor, își scoaseră încet mâinile din buzunar, alți doi în sfârșit se urcară pe masa din fața lor, așa cum fac spre a nu fi udați, cei care văd un șuvoi de apă îndreptându-se spre ei. Așa și așa, își zise D'Artagnan, căruia nu-i scăpase nici unul din amănuntele arătate mai sus. Iată o frumoasă colecție, prevăzători, potoliți, obișnuiți cu tărăboiul, pregătiți pentru lovitură. Drace, s-ar zice că am avut mână bună. Deodată, atenția îi fu atrasă de un ungher al încăperii. Cei doi oameni care îi îmbrânciseră cu piciorul pe bătăuși se pomeniră luați la înjurături de marinarii care se împăcaseră acum între ei. Unul dintre aceștia, amețit de furie, dar mai ales de bere, veni cu un pas amenințător să-l întrebe pe cel mai scund dintre cei doi înțelepți cu ce drept a îndrăznit să dea cu piciorul niște făpturi ale bunului Dumnezeu, care nu erau câini. Și făcând această întrebare, își vârâ ca să se arate și mai dârz bumnul mare sub nasul recrutului domnului D'Artagnan. Omul păli, fără să se observe dacă pălise de teamă sau de mânie. Văzând asta, matelotul trase concluzia că pălise de teamă și ridică pumnul cu gândul fățiș de a-l lăsa să cadă drept în creștetul străinului. Dar fără ca cel ce fusese amenințat să fi făcut vreo mișcare, îi repezi marinarului o directă atât de puternică în burtă, încât acesta se răstogoli până în celălalt capăt al încăperii, țipând îngrozitor. În aceeași clipă, însuflețiți de simțământul legăturii comune, toți camarazii învinsului se năpustiră asupra învingătorului. Acesta din urmă, cu acela sânge rece de care dățuse dovadă mai înainte, fără să facă nechipzuința de a se folosi de arme, înfășcă o stacană de bere cu capacul de cositor și pocni vreo 2-3 dintre atacanți. Apoi, fiindcă ar fi fost doborât de numărul atacanților, ceilalți 7 inși potoliți din fundul sălii, care nu se mișcaseră de la locurile lor până atunci, dându-și seama că erau pusă în joc onoarea lor, săriră în ajutorul lui. În același timp, cei doi nepăsători de lângă ușă își întoarsele capetele cu o încruntare a sprâncenilor ce arăta hotărârea lor vădită de a se năpusti în spinarea vrăjmașilor, dacă vrăjmașii nu se vor astâmpăra. Hangiul, băieții de serviciu și cei doi paznici de noapte ce treceau pe acolo și care din curiozitate intraseră să vadă ce se petrece în han, fură tărâți în învălmășeală și doborâți în pumn. Parizienii loveau ca niște ciclopi, toți deodată și cu o dibăcie ce-ți făcea plăcere să o privești. În cele din urmă, siliți să bată în retragere față de numărul prea mare a celorlalți, se strânseră toți în partea cealaltă a mesei celei mari, pe care 4 o ridicară de jos cât ai bate din palme, în timp ce alți 2 puseră mâna fiecare pe câte o bancă de scânduri, în așa fel că, slujindu-se de ele ca de niște uriașe ciomege, trântiră la pământ dintr-o singură lovitură 8 marinari, peste care aruncară apoi strivitoarea lor catapultă. Dușumeaua era deci presărată cu răniți, iar sala plină de țipete și de praf, când D'Artagnan, mulțumit de această probă a oamenilor lui, înainte cu spada în mână și lovind cu măciuca orice țeastă care ieșea în cale, scoase un puternic destul, care puse într-o clipă capăt încăierării. Toți începură să se retragă de andaratele, de la mijloc spre margini, în așa fel că D'Artagnan se pomeni singur în mijlocul încăperii. Ce înseamnă asta?" se adresă el apoi adunării cu tonul impunător al lui Neptun. În aceeași clipă și la cel din tâi sunet al glasului său, ca să continuăm metafora virginiană, recruții domnului D'Artagnan, recunoscându-l fiecare în parte pe stăpânul și suveranul său, își stăviliră dintr-o dată și furia și avântul scândurilor și loviturile cu picioarele de masă.
La rândul lor, marinarii, văzând această lungă spadă trasă din teacă, această înfățișare plină de măreție și acest braț ager care venea în ajutorul dușmanilor lor, în persoana unui om ce părea obișnuit să poruncească, marinarii, la rândul lor, se mulțumiră să-și ridice răniții în tăcere și să-și culeagă de pe jos stacanele de bere. Parizienii își șterseră frunțele și făcură plecăciuni înaintea șefului. D'Artagnan fu copleșit cu mulțumiri de către hangiu de la marele monar. Le primi ca un om care știe să nu i se dea nimic de prisos. Apoi declară că până la pregătirea cinei se duce să facă o mică plimbare prin port. Numai decât fiecare din angajații lui, înțelegând că sunt chemați, își luă pălăria, își aruncă pe umer haina și îl urmară pe D'Artagnan. Dar mușchetarul, plimbându-se într-una fără o țintă precisă, cercetând fiecare lucru întâlnit în cale, n-avea de gând să se oprească așa repede. El se îndreptă spre dune și cei 10 oameni, speriați că se pomenesc urmărindu-se astfel unul pe alții, neliniștiți că vedeau la dreapta, la stânga și în spatele lor tovarăși la care nici nu se gândiseră până atunci, se țineau după el aruncându-și unii altora priviri dușmanoase. Abia când ajunse în cea din urmă vâlcea, acelei mai mari dune, D'Artagnan, zâmbind că îi vedea atât de răzlețiți, se întoarse cu fața către ei și, făcându-le un semn împăciuitor cu mâna, le spuse: „Hei, domnii mei, fără vrăjmășie, sunteți meniți să trăiți la oaltă, să vă înțelegeți în toate privințele, iar nu să vă sfâșiați unii pe alții.” Atunci orice șovăială se spulberă dintr-o dată. Oamenii răsuflară ușurați, ca și cum ar fi fost scoși dintr-un sicriu, și se priviră cu bunăvoință unii pe alții. După această cântărire, își îndreptară ochii către șeful lor, care, cunoscând de multă vreme marea artă de a vorbi oamenilor de teapa lor, le ținu acest mic discurs înfiripat pe loc și rostit cu o voiciune întru totul gascon. „Domnii mei, știți cu toții cine sunt. V-am angajat cunoscându-vă vitej și vrând să vă fac părtași la o expediție glorioasă. Închipuiți-vă că, lucrând alături de mine, lucrați pentru rege. Vă previn numai că de... vreți să scăpați o vorbă despre aceasta? Mă voi vedea silit să vă zdrobesc imediat capetele în chipul ce mi se va părea cel mai la îndemână. Știți cu toții, domnilor, că secretele de stat sunt ca o otravă ucigătoare. Atâta vreme cât această otravă stă în cutia ei și cutiei bine închisă, nu face rău nimănui. Scoasă din cutie, omoară. Acum apropiați-vă de mine și veți afla despre acest secret ceea ce îmi stă în putință să vă spun.” Toți se strânseră în jurul, cu un freamăt plin de curiozitate. „Apropiați-vă,” continuă D'Artagnan, „și pasărea care trece pe deasupra capetelor noastre, iepurile care se joacă prin buruienile nisipurilor, peștele care sare din apă, să nu ne audă. E vorba să aflăm și să-i raportăm domnului intendent superior al finanțelor în ce măsură contrabanda engleză dăunează mărfurilor franceze. Vom pătrunde pretutindeni și vom vedea totul. Vom fi niște bieți pescari picarzi aruncați pe coastă de o furtună cumplită. Se înțelege de la sine că vom vinde pește nici mai bine, nici mai rău decât orice pescar. Dar s-ar putea să se afle cine suntem și să fim tulburați în treburile noastre. Este deci nevoie să fim oricând în stare să ne apărăm. Iată pentru ce v-am ales, socotindu-vă oameni înțelepți și de curaj. Vom duce un trai bun la oaltă și nu ne vor pândi mari prinejdi, dat fiind că avem în spatele nostru un ocrotitor puternic, mulțumită căruia nu ne vom lovi de nicio încurcătură în cale. Un singur lucru mă îngrijorează, dar nădăjduiesc că după o scurtă discuție mă veți scoate din această încurcătură. Lucru care mă îngrijorează e să nu duc cu mine un echipaj de pescar nevolnici, care echipaj ne-ar stingheri peste măsură, pe câtă vreme dacă din întâmplare se găsesc printre domniile voastre oameni care să fi văzut marea.” „O, că despre asta să nu-ți pese,” strigă unul din recruții lui D'Artagnan. „Eu am fost prizonier la Piraz din Tunis timp de 3 ani și știu cum se conduce o navă tot așa de bine ca un amiral.” „Vedeți,” zise D'Artagnan, „strașnic lucru e întâmplarea.” Rosti aceste cuvinte cu un nedeslușit accent de prefăcută naivitate, deoarece el știa prea bine că această victimă a piraților era un vechi corsar și l-angajase în cunoștință de cauză. Dar D'Artagnan nu spunea niciodată mai mult decât trebuia să spună, tocmai ca să-și lase auditoriul
pe gânduri. Fu scutit deci de orice explicație și culese efectul fără a da să se înțeleagă că l-ar preocupa cauza. Iar eu, strigă un al doilea, am un unchi care e paznic la schelele din portul La Rochelle. De mic copil m-am jucat pe punțile corăbilor. Mă pricep să mănuiesc cârma și pânzele mai bine ca un marinar venit de pe ocean. Nici acesta nu mințea. La fel ca și celălalt, vâslise 6 ani pe galerele maestății sale. Alți doi fură mai sinceri. Ei mărturisiră fără înconjur că slujiseră pe un vas ca soldați, pedepsit să tragă la galere. Și nu roșiseră spunând asta. D'Artagnan se pomeni deci șeful a 6 războinici și 4 marinari, având în același timp o armată și de uscat și de apă, ceea ce l-ar fi umplut de mândrie pe Planchet dacă păcanul ar fi cunoscut acest amănunt. Cum nu mai era vorba decât de ordinul general, și D'Artagnan îl dădu cu toată precizia, le spuse oamenilor săi să fie gata de plecare spre Haga, urmând unii țărmul mării până la Brex, ceilalți drumul care duce la Anvers, și dădură întâlnire peste 15 zile, socotind că vor merge întins în fiecare zi în piața cea mare din Haga. D'Artagnan își popățuie apoi oamenii să pornească la drum doi câte doi, formând perechile așa cum vor socoti de cuvință după simpatie. El însuși își alese dintre mutrele mai puțin fioroase 2 oameni din gardă, pe care-i cunoscuse cândva și ale căror singure cusururi erau că jucau zarul și se îmbătau. Aceștia nu-și pierduseră cu totul ideea de civilizație și sub o îmbrăcăminte curată, inimile lor ar fi început să bată din nou omenește. D'Artagnan, pentru a nu stârni pisma printre ceilalți, îi îndemnă să pornească înainte. El îi păstră pe cei 2 aleși, îi îmbrăcă în vechiturile lui personale și plecă împreună cu ei. Acestora, cărora le lăsă impresia că îi onorează cu o încredere de plină, D'Artagnan le făcu o falsă mărturisire menită să garanteze sorții de izbândă a expediției. Le spuse că era vorba nu să vadă în ce măsură contrabanda engleză putea să dauneze negoțului francez, ci dimpotrivă, în ce măsură contrabanda franceză putea să stingherească negoțul englez. Oamenii păreau a crede că acesta e adevărul și chiar așa credeau. D'Artagnan era încredințat că la cel din tâi dezmăț, atunci când aveau să fie beți turtă, unul din ei va împărtăși restului bani de această taină de căpetenia lor. Planul lui îi se păru deci foarte bun. La 15 zile, după cele ce am văzut că se petrecuseră la cale, întreaga trupă se găsea reunită la Haga. D'Artagnan constată că toți oamenii lui, cu o înțelepciune demnă de luat în seamă, se travestiseră în mateloți mai mult sau mai puțin încercați de asprimile mări. Ei duse și îi lăsă să doarmă într-o magazie de pe New Kirk Street, iar el se instală în toată regula într-o locuință bună de pe Marele Canal. Aici află că regele Angliei se întorsese la aliatul său Wilhelm al II-lea de Nassau. Mai afla apoi că refuzul regelui Ludovic al XIV-lea răcise întrucâtva ocrotirea ce-i fusese dată până atunci și că din această pricină fusese nevoit să se retragă într-o căsuță din satul Scheveningen, așezat printre nisipuri la marginea mării, cam la o leghe de Haga. Acolo se spunea că nenorocitul izgonit se mângâia în surghiunul lui, privind cu acea tristețe caracteristică prinților din neamul său, marea nemărginită a nordului, care îl despărțea de Anglia lui, așa cum îl despărțise altădată pe Maria Stuart de Franța. Acolo, în spatele câtorva copaci, ai frumoasei păduri de la Scheveningen, pe nisipul mărunt care cresc buruieni aurii de dună, Carol al II-lea lâncezea ca și ele, dar mai nenorocit decât ele, căci trăia în lumea gândurilor, nădăjduind și deznădăjduind rând pe rând. D'Artagnan se repezi într-o zi până în Scheveningen, pentru a se încredința despre cele ce se vorbeau pe seama prințului. Îl văzu într-adevăr pe Carol al II-lea, ieșind singur și îngudurat pe o portiță ce da înspre pădure și plimbându-se pe marginea mării la apusul soarelui, fără să atragă măcar luarea mintea pescarilor care, întorcându-se seara din larg, ca vechi oameni ai mării din arhipelag, își trăgeau bărcile pe prundișul de la țărm. Mușchetarul îl recunoscu pe rege. Îl văzu ațintindu-și privirea întunecată spre întinderea nesfârșită a apelor, în timp ce pe obrazul lui palid se răsfrângeau razele roșiate ce ale soarelui. Apoi Carol al II-lea intră din nou în căsuța retrasă, tot singur, mișcându-se încet și trist, ascultând cum scârția sub pașii lui nisipul mărunt și mișcător.
În aceea seară, D'Artagnan închirie pentru 1000 de livre un barcaz de pescar care costa 4000. Plăti această 1000 de livre bani gheață și depuse celelalte 3000 în păstrarea burmeșterului. După aceea, își îmbarcă în timpul nopții și, fără să-i fi văzut cineva, pe cei 6 oameni care alcătuiau armata lui de uscat, iar în clipa când marea a început să se retragă, la ceasurile 3 dinspre ziua, porni în larg, manevrând velele barcazului cot la cot cu ceilalți 4 și bizuindu-se pe priceperea fostului osândit de galere, ca și cum ar fi avut de-a face cu primul pilot din port. În timp ce regii și oamenii își băteau astfel capul cu Anglia, care se guverna singură și care trebuia să o spunem, nu fusese niciodată atât de prost guvernată, un om asupra căruia Dumnezeu își oprise privirea și își pusese mâna pe creștetul său, un om sortit de ursitoare să-și scrie numele cu slove de foc în cartea istoriei, își urma în văzul lumii opera plină de mister și îndrăzneală. Mergea înainte, dar nimeni nu știa unde voia să ajungă, cu toate că nu numai Anglia, dar și Franța, dar și Europa îl priveau îndeaproape cum se îndreaptă spre ținta lui cu pasul hotărât, cu fruntea sus. Tot ceea ce știa despre acest om o vom spune în cele ce urmează. Meung se declarase pentru libertatea faimosului Rump Parliament, sau, dacă vă place mai mult, Parlamentul Coadă, cum era poreclit Parlamentul pe care generalul Lambert, urmând pilda lui Cromwell, al cărui locotenent fusese, îl blocase atât de strâns spre a-și impune voința în sânul lui, încât niciun membru în timpul acestei blocări nu putuse să mai iasă de acolo și numai unul singur, Pierre Wantert, putuse să intre. Lambert și Meung, totul se reducea la acești 2 oameni. Cel din tâi reprezentând despotismul militar, al doilea republicanismul pur. Acești 2 oameni erau singurii 2 reprezentanți politici ai acestei revoluții, în care Carol I își pierduse mai întâi coroana și apoi capul. Lambert, de altfel, nu și ascundea planurile. El căuta să instaureze un guvern militar și să devină șeful acestui guvern. Meung, republican îndărjit, spuneau unii, voia să mențină în Parlamentul această reprezentanță vădită, deși degenerată, a Republicii. Meung, ambițios, dibaci, spuneau alții, voia să facă din acest Parlament pe care lăsa să se creadă că îl ocrotește o treaptă puternică spre a se putea urca până la tronul pe care Cromwell îl făcuse să rămână gol. Astfel, Lambert, asuprind Parlamentul și Meung arătându-se de partea lui, se declaraseră pe față dușmani între ei. De aceea atât Meung cât și Lambert se gândiseră de la bun început să-și alcătuiască fiecare câte o armată. Meung în Scoția, unde erau prezbiterienii și regaliștii, adică nemulțumiții. Lambert la Londra, unde se afla ca totdeauna cea mai puternică opoziție împotriva puterii pe care o avea sub ochii ei. Meung pacificase Scoția și formase acolo o armată și își găsise un adăpost. Prima lui păzea pe celălalt. Meung știa că nu sosise încă ziua dată de Dumnezeu pentru o mare schimbare, de aceea părea că spada lui e încă lipită de teacă. De neînvins în sălbatica și muntoasa lui Scoție, general în toată puterea cuvântului, rege al unei armate de 11.000 de ostași încercați, pe care-i condusese nu odată la izbândă, tot atât de bine, dacă nu chiar mai bine informat asupra treburilor de la Londra decât Lambert, care și-avea garnizoana la City, iată care era poziția lui Meung când, la 100 de leghe departare de Londra, se declară pentru Parlament. Lambert, din contră, după cum am spus, locuia în capitală. Aici se afla centrul tuturor operațiunilor sale și aici izbutise el să aducă în jurul său nu numai prieteni, dar și pătura de jos a poporului. Așadar, la Londra, află Lambert despre sprijinul pe care Meung îl dădea Parlamentului, tocmai de pe coastele Scoției. Socoti că nu mai era timp de pierdut și că Tweedul nu e chiar atât de departe de Tamisa, încât o armată să nu poată ajunge repede de la un râu la celălalt, mai ales dacă e bine comandată. El știa de asemenea că pe măsură ce vor pătrunde în Anglia soldații lui Meung, vor forma pe drum acel bulgăre de zăpadă ca o emblema globului norocului, care nu e pentru un ambițios decât o treaptă ce urcă necontenit spre țelul său. Își adună deci armata puternică, în același timp prin alcătuirea ca și prin numărul ei, și ieși înaintea lui Meung
care în cel privea, asemenea unui navigator prudent plutind printre stânci, înainta cu multă băgare de seamă și adulmeca în bătaia vântului orice zgomot și orice zvon ce venea dinspre Londra. Cele două armate se zăriră una pe alta în dreptul orașului Newcastle. Lambert, ajuns cel dintâi, poposi chiar în oraș. Monk, prevăzător, se opri acolo unde se găsea și stabili cartierul general la Coldstream, pe malul râului Tweed. Ivirea lui Lambert stârni voioșie în armata lui Monk, pe când, dimpotrivă, ivirea lui Monk pătrunse zăpăceal în armata lui Lambert. S-ar fi putut crede că acești soldați bătăioși care făcuseră atâta vâlvă pe străzile Londrei porniseră la drum cu speranța că nu vor întâlni pe nimeni. Iar acum, văzând că au întâlnit o armată și că această armată flutura în fața lor nu numai un steag, dar o cauză și un principiu, s-ar fi putut crede, spunem, că acești soldați bătăioși începuseră să-și dea seama că erau prea puțin buni republicani decât ostașii lui Meung. Întrucât aceștia susțineau parlamentul, câtă vreme Lambert nu susținea nimic, nici măcar pe el însuși. Cât despre Meung, dacă ar fi stat să judece bine, sau dacă a și făcut acest lucru, trebuie să fi fost tare trist, căci istoria povestește, și această pudică doamnă se știe, nu minte niciodată, căci istoria povestește că în ziua sosirii sale la Coldstream, oamenii lui căutau zadarnic, dar nu găsiseră nici măcar o singură odaie în tot orașul. Dacă Meung ar fi comandat o armată engleză, ar fi avut destule motive să-și vadă întreaga oștire dând bir cu fugiții. Dar cu scoțienii nu se întâmplă ceea ce se întâmplă cu englezii, pentru care această carne moale imbibată de sânge este o necesitate de care nu se pot lipsi. Scoțienii însă, neam sărac și cumpătat, trăiesc o mână de orz măcinat între două pietre, muiat în apa de la fântână și copt pe o vatră înroșită. Scoțienii, deci, primindu-și rația lor de orz, nu se mai neliniștiră dacă era sau nu era carne în Coldstream. Lui Meung însă, neobișnuit cu turtele de orz, era foame și statul său major, cel puțin tot atât de flămând ca și el, privea cu nerăbdare în dreapta și în stânga ca să vadă ce se pregătea de mâncare. Meung trimise cerceta să culeagă informații, dar oamenii lui, sosind, au găsit orașul pustiu și toate prăvăliile golite. Nici nu mai putea fi vorba de măcelar sau de brutar la Coldstream. Nu se găsi nici măcar o coajă de pâine pentru masa de seara generalului. Pe măsură ce veștile se înmulțeau, unele mai puțin încurajatoare decât altele, Meung, văzând spaima și deznădejdea zugrăvite pe toate fețele, declară că lui nu este foame și că de-alminteri toată lumea avea să mănânce a doua zi, întrucât Lambert se afla acolo pe semne cu gândul să înceapă lupta și, prin urmare, pregătit să cedeze toate proviziile sale dacă ar fi gonit din Newcastle sau să libereze pentru vecie pe soldații lui Meung de chinurile foamei dacă ar fi învingător. Această consolare nu-și găsi ecou însă decât la un număr mic de subaltern, dar puțin îi păsa de asta lui Meung, deoarece sub aparența unei depline blajinități, el era un om foarte hotărât. Fiecare fu deci silit să se considere sătul sau cel puțin să pară că este. Meung, tot așa de înfometat ca și oamenii lui, dar prefăcându-se că nici nu se gândește la berbecul pe care îl căutase în zadar, tăie o bucățică de tutun, numai mare ca buricul unui deget, din calupul unui sergent care făcea parte din suita sa și începu să mestece în gură această bucățică de tabac, asigurându-i pe locotenenții lui că foamea e o himeră și că ea îți piere cu totul atunci când ai ceva de mestecat între dinți. Această glumă îi înmuie pe încă vreo câțiva dintre cei care nu se lăsaseră convinși de prima deducție pe care Meung o trăsese din faptul că se aflau în vecinătatea lui Lambert. Numărul nemulțumiților scăzu, deci, simțitor. Garda își luă postul în primire, patrulările începură și generalul își continuă sărăcăciosul lui ospăț sub cortul deschis. Între lagărul lui și cel al dușmanului său se înălța o veche mănăstire, din care azi abia au mai rămas câteva ruine, dar care pe atunci era întreagă și se numea Mănăstirea din Newcastle. Era clădită pe un teren larg, ce nu ținea nici de câmpie, nici de râu, fiind aproape o mlaștină unde musteau izvoarele și unde se strângea apa ploilor. Totuși, în mijlocul acestor băltoace, acoperite de ierburi înalte și de trestie, de rogoz,
Se zăreau diferite limbi de pământ uscat, unde fuseseră cândva grădinile de zarzavat, parcul, locul de plimbare, sau care avuseseră altă întrebuințare în cadrul mănăstirii. Semănând cu unul din acei uriași păianjen de mare, al căror trup e rotund, în timp ce picioarele se desfac în toate părțile, pornind din mijlocul acestei circonferințe. Grădina de zarzavat, unul din cele mai lungi picioare de acest fel ale mănăstirii, se întindea până la apropierea taberei lui Meun. Din nefericire, era, după cum am arătat, abia pe la începutul lui iunie și grădina părăsită de Alminter era săracă în roade. Meun păstra acest loc ca fiind cel mai potrivit pentru un atac prin surprindere. Dincolo de zidurile mănăstirii se zăreau focurile din tabăra generalului rival, dar între aceste focuri și mănăstire se întindea râul Tweed, care își rostogolea solzii luminoși pe sub umbra deasă a câtorva stejari înfrunziți. Meun cunoștea foarte bine această poziție, deoarece Newcastle și împrejurimile sale îi slujiseră în mai multe rânduri de cartier general. El știa că dușmanul său putea trimite în cursul zilei scoade până la aceste ruine, căutând astfel o pricină de hârțuială, dar că în timpul nopții nu va îndrăzni să se apropie. Era deci în siguranță, astfel că soldații lui putură să-l vadă după ce termină ceea ce el numea sărbătorescul sau ospăț, adică după ce încetă mestecatul despre care am vorbit mai sus, putură deci să-l vadă dormind, așa cum mai târziu avea să facă Napoleon în ajunul bătăliei de la Austerlitz, așezat în jilțul său de richită, jumătate sub lumina opaițului, jumătate sub razele lunii, care începea să se urce pe cer, ceea ce însemna că erau aproape 9 ceasuri și jumătate seara. Deodată Meung fus mulți din această toropeală prefăcută, poate, de o ceată de soldați care, alergând cu strigăte voioase, începură să dea cu picioarele în stâlpi ce susțineau cortul generalului, făcând în adins gălăgie ca să-l trezească. Dar nu era nevoie de atâta tărăboi. Meung deschise numai decât ochii. Ei, băieți, ce s-a întâmplat acolo? Întrebă el. Generale, răspunse mai multe glasuri deodată. Generale, veți avea un ospăț pe cinste. Dar am mâncat, domnii mei, zise el cât se poate de liniștit. Și tocmai mă odihneam în tihnă, precum vedeți. Dar hai, intrați și spuneți-mi ce vă aduce aici. Generale, o veste bună. Oare? Lambert ne-a vestit cumva că se bate mâine? Nu, dar am pus mâna pe o barcă de pescar care ducea pește celor din tabăra din Newcastle. Rău ați făcut, prieteni. Acești domni din Londra sunt foarte delicați. Ei țin mult la primul lor fel de mâncare. Acum desigur că i-ați înfuriat peste măsură. În noaptea asta și mâine vor fi necruțători. Ar fi mai înțelept, credeți-mă, să-i dați înapoi lui Lambert peștele și pescarii lui. Altfel, generalul stătu o clipă pe gând. Ia spuneți-mi, urmă el, cine sunt acești pescari, dacă nu vă e cu supărare? Marinarii care pescuiesc în ocean pe coastele Franței sau ale Olandei și care au fost aruncați de furtună pe ale noastre. Da. Vorbește vreunul dintre ei limba noastră? Șeful lor ne-a spus câteva vorbe în englezește. Bănuiala generalului se trezea tot mai mult pe măsură ce primea mai multe lămuriri. Da, prea bine. Vreau să-i văd pe acești oameni. Aduceți-i aici. Un ofițer se desprinse numai decât din grup, ducându-se să-i caute. Și cât sunt? Și ce fel de barcă au? Sunt 10 sau 12 generale și pescuiesc într-un fel de pescador, cum îi spun ei, de construcție olandeză, după cât mi s-a părut. Și ziceți că duceau pește în lagărul domnului Lambert, nu? Da, generale. Și se pare că aveau o încărcătură destul de bună de pește. Da, bine. O să vedem noi. Într-adevăr, chiar în aceeași clipă, ofițerul se întoarse aducându-l pe șeful acestor pescari. Un bărbat cam de vreo 50 până la 55 de ani, dar care se ținea încă bine. Era potrivit de statură și purta o haină de lână groasă și o căciuliță trasă până peste ochi. Un fel de satâr i-a târna la cingătoare și umbla cu mersul acela șovăielnic al marinarilor, care neștiind niciodată din pricina balansării vasului dacă vor călca pe punte sau în gol,
dau fiecărui pas al lor o călcătură atât de sigură, ca și cum ar fi fost vorba să împigă un par în apă. Mion, cu o privire fină, dar pătrunzătoare, îl cercetă îndelung pe pescarul care zâmbea cu acel surâs pe jumătate și ret, pe jumătate naiv, caracteristic țăranilor noștri, și zise: "Vorbește englezește?" "Destul de prost, my lord." Acest răspuns fu rostit mai degrabă cu accentul vioi și puțin repezit al locuitorilor de dincolo de Loara, decât cu accentul oarecum tărăgănat de prin părțile de apus și miază noapte ale Franței. "Dar oarecum văd că știi să vorbești." "Noi, oamenii de pe mări, ne înțelegem câte puțin toate limbile." "Aha, așadar ești pescar de mare, nu?" "Pe ziua de azi, mai lor, sunt pescar și încă un pescar norocos. Am prins un bar și cred că cântărește pe puțin 30 de livre și peste 50 de roșioare. Mai am de asemenea câțiva merlani mărunți care vor fi foarte gustoși friți pe cărbune încinși." "Mă fac să cred că ai pescuit mai mult în golful Gasconiei decât în canalul Mânicii." "E adevărat, sunt din miază zi. Asta mă împiedică oare să fiu un pescar bun, my lord?" "Oh, nu! Și îți voi cumpăra tot peștele. Dar spune-mi cinstit, pentru cine îl pregătisești?" "My lord, nu vă voi ascunde că mă duceam la Newcastle. Plutind de-a lungul coastei, când un grup de călăreți care mergeau pe țărm în sens opus, au făcut semne bărcii mele să ne îndepărtăm spre largul cinstitei voastre fete, sub amenințarea că altfel ne vor lua la ochi cu flintele. Și cum eu nu eram înarmat pentru luptă, a trebuit să mă supun." "Da. Și de ce te duceai la Lambert și nu veneai la mine?" "My lord, voi vorbi deschis. Înălțimea voastră îmi îngăduie?" "Da, și dacă trebuie, îți poruncesc chiar." "Ei bine, my lord, mă duceam la domnul Lambert, fiindcă domnii de la oraș plătesc bine. Pe câtă vreme dumneavoastră, scoțieni, puritani, prezbiterieni, convenantarii, cum vreți să vă numiți, dumneavoastră mâncați puțin și nu plătiți deloc." Munc ridică din umeri, fără a-și putea ascunde totuși un zâmbet. "Și dacă ești din miază zi, de ce ai venit să pescuiești pe coastele noastre?" "Fiindcă am făcut prostia să mă însor în Picardia." "Mă rog, mă rog. Totuși Picardia nu e Anglia." "My lord, omul își împinge barca spre largul mării, însă Dumnezeu și vântul face restul și duc barca acolo unde le place." "Așadar, n-aveai de gând să tragi la țărmul nostru, nu?" "Nu, nici de cum." "Și ce linie urmai?" "Ne întorceam de la Ostenda, unde vândusem niște scrumbii, când un vânt puternic dinspre miază zi ne-a împins în larg. Atunci, văzând că era zadarnic să ne luptăm cu el, ne-am lăsat în voia lui. A trebuit astfel, ca să nu pierdem peștele, care era foarte bun, să ne oprim și să-l vindem în cel mai apropiat port al Angliei. Și acest port s-a întâmplat să fie Newcastle. Prilejul era foarte bun, ni s-a spus, întrucât se îngrămădiseră acolo o mulțime de oameni din oraș și din lagărul militar. Și unul și altul erau înțesate de gentilomi foarte bogați și foarte flămânzi, ni s-a spus. Astfel că m-am îndreptat spre Newcastle." "Și tovarășii tăi unde sunt?" "Oh, tovarășii mei au rămas la barcă. Sunt niște oameni neinstruiți, fără niciun fel de conștiințe." "De câtă vreme tu?" "Oh, eu am umblat mult cu tatăl meu și știu cum se spune în toate limbile Europei un scud, un taler, un pistol, un Ludovic și un Ludovic mare. De aceea și echipajul mă ascultă ca pe un pastor și mi se supune ca unui amiral." "Atunci tu însuți l-ai ales pe Lambert drept cel mai bun cumpărător." "Da, fără îndoială. Și să fim drepți, my lord, m-am înșelat?" "Asta-i să o vezi mai târziu." "Oricum, my lord, dacă e vreo greșeală, vinovatul sunt numai eu și pentru asta nu trebuiesc pedepsiți tovarășii mei."
Iată de bună seamă un caragios cu duh, gândi în sinea lui Mung. Apoi, după câteva momente de tăcere, în care timp îl cerceta de aproape pe pescar, generalul întrebă: Și zici că vii din Ostenda, nu? Da, milor, în linie dreaptă. Atunci ai auzit vorbindu-se pe acolo despre chestiunile la zi, întrucât bănuiesc că mulți se ocupă cu ele în Franța și în Olanda. Ce face acela care își spune regele Angliei? Oh, my lord, strigă pescarul cu o sinceritate zgomotoasă și plină de însuflețire. Iată o întrebare fericită și n-ați fi găsit pe altul care să vă răspundă mai bine decât mine, căci, într-adevăr, eu vă pot spune lucruri deosebite în această privință. Închipuiți-vă, my lord, că făcând un popas la Ostenda, ca să vindem puținele scrumbii pe care le pescuisem acolo, l-am văzut pe fostul rege plimbându-se pe țărmul mării, în așteptarea cailor care trebuiau să-l ducă la Haga. E un bărbat înalt, palid, cu părul negru și cu fața puțin cam aspră. De-al minteri, nu pare să o ducă prea bine acolo și cred că aerul Olandei nu-i priește. Mung urmărea cu multă încordare relatarea grăbită, colorată și cam lungă a pescarului, într-o limbă care nu era a lui, dar pe care, din fericire, o vorbea, după cum am mai spus, cu o mare ușurință. Pescarul, la rândul său, folosea când un cuvânt franțuzesc, când unul englezesc, când în sfârșit o vorbă ce părea că nu face parte de nicio limbă și care era totuși o vorbă gasconă. Noroc însă că ochii lui vorbea mai mult decât limba sa și cu atâta limpezime că puteai să pierzi un cuvânt ieșit din gura lui, dar nici un gând din privirea sa. Generalul se arăta din ce în ce mai mulțumit de cercetările lui. Ai auzit cumva spunându-se că acest fost rege, cum îl numești, se îndreaptă spre Haga într-un scop oarecare? Oh, da, de bună seamă. Am auzit vorbindu-se de așa ceva. Și în ce scop anume? Același din totdeauna, căci nu i-a intrat oare în cap să se întoarcă în Anglia? Așa. Fără să mai ținem seama că statuderul, știți, my lord, Wilhelm al II-lea. Ce-i cu el? Îl va sprijini din toată puterea. Aha, ai auzit tu asta? Nu, dar așa cred. Te pricep la politica pe cât se pare. Oh, noi marinarilor, my lord, care ne-am deprins să cercetăm apa și aerul, adică cele două lucruri pururi nestatornice de pe lume, rare ori ni se întâmplă să ne înșelăm asupra celorlalte. Prea bine. Mi s-a spus că ne-ai adus hrană din belșug. Fac și eu ce pot, my lord. Cu cât ne vinzi peștele mai înainte de toate? Nu s-a așa de prost să vă cer un preț prea mare, my lord. Pentru ce asta? Fiindcă peștele meu e al dumneavoastră. În virtutea cărui drept? Al celui mai tare. Dar eu am de gând să ți-l plătesc. Sunteți prea generos, my lord. Și chiar atât, cât face? Nu vă cer atâta. Atunci cât cer? Cer doar să mă lăsați să plec. Unde? La generalul Lambert? Eu? Dar ce-aș mai căuta la Newcastle de vreme ce nu mai am pește? E oricum, ascultă-mă. Ascult, my lord. Îți voi da o povață.